Dragi prieteni, Eurovisionul a trecut, dar vorba poeziei ecoul lui și acum mai este viu. Discutăm despre Eurovision și nu doar cu tânăra interpretă Valeria Pașa, care a reușit deja să se afirme și să-și creeze un nume bun pe scena națională a muzicii ușoare. Da. Ce introducere frumoasă! Bine ai venit! Bine te-am găsit! Deci pentru prima oară la Vedete Fără Secrete. Da, și să știi că deja mă simt foarte bine aici, așa e o atmosferă foarte prietenă. Chiar mă bucur, da. Chiar poți să simtiți picioarele, nu te faci comod. Deci n-ai treabă, aici te simți ca acasă. Ok. Draga mea, eu te-am surprins foarte ocupat atunci când am vrut să te invit la emisiune. Așa este. Tu ești o fată foarte modestă, foarte receptivă, foarte de treabă, foarte simplă, foarte deschisă către colaborări. Asta am înțeles și mi-am dat seama. Dar te-am surprins foarte, foarte, foarte implicată în studiile pe care le faci. Trebuie să-ți dai teza de licență din câte am înțeles. Da, am anul acesta teza de licență pentru că este anul 3 și abia aștept la facultatea? La facultate de limbi străine, limba engleză și limba germană, da. Și anul acesta este mai complicat pentru că eu de obicei mereu aștept să fie vara, că este cald, să mă odihnesc, dar anul acesta pe de o parte aștept vara, dar pe de altă parte nu, pentru că mă așteaptă examenul de stat, mă așteaptă și prezentarea tezei, așa că da, într-adevăr, mai prins într-un moment mai complicat. Și totuși, cariera ta muzicală de artist nu te așteaptă și nu te întreabă. Deci dacă trebuie să vii la emisiune, trebuie să faci ce vrei și să vii la emisiune. Uite, vezi, așa și am încercat și am reușit. Exact. Dacă te invită la concert, trebuie să fii acolo. Cum reușești tu să faci abracadabra și să te catapultezi așa ușor dintr-un loc în altul? Eu încerc să accept orice propunere, pentru că, cum ai spus, chiar dacă sunt studiile, trebuie să combin, pentru că, mă rog, am spus totuși până la urmă că muzica rămâne pe primul loc și asta nu mă va încurca. Și de asta încerc să reușesc și pe la emisiuni, și pe la concerte, și pe la consultații, de toate. Dar îmi place facultatea pe care o faci, pentru că mă gândesc că te ajută foarte mult în meseria ta. Că o să devii o interpretă, o vedetă de talie internațională. Și o să știi bine engleza, germana, ce să mai. Poate mai ții minte și ceva franceză din școală. Nu, n-am învățat limba franceză. Da. Nu-i nimic, termin facultatea asta și... Mai vedem, da, avem timp. Ești foarte capabilă. Eu cred că foarte mulți dintre telespectatorii noștri se gândesc automat la Eurovision când te văd, pentru că nu doar o singură dată ai strălucit pe acea scenă și nu doar o singură dată publicul a avut posibilitatea să-ți urmărească succesele pe care le-ai avut la acel concurs. Cum ți-a marcat cariera ta Eurovisionul și dacă chiar și în anul ăsta ai participat? Da, și anul acesta am participat. Și dar... cum ți-a marcat creația și cariera ta Eurovisionul și dacă rezultatele au fost pe măsura așteptărilor tale? Într-adevăr, acest concurs m-a ajutat foarte mult în cariera mea, pentru că datorită acestui concurs am devenit cât de cât mai recunoscută, pentru că eu venisem de la Bălți, nimeni nu mă cunoștea, am participat doar la mai multe concursuri prin... De voce. Da, prin România, dar aici în Moldova doar la unele concursuri care erau pentru copii. De ce am decis să particip la Eurovision? În primul rând am participat pentru că am vrut să mă promovez pe mine și am avut o piesă foarte bună. Deci nu am avut show, nimic nu am avut. Am zis că măi, merg să-mi prezint piesa, da, în primul an, cu piesa lui tata. Și uite că am reușit. Asta e în ce an? Anul acesta. Dar unde ai prins? Acolo! Ați fost concurenți. Da, da. Și îți povesteam de concurs. După care am mai decis să mai particip la Eurovision pentru că mi-a plăcut experiența și mi-a plăcut să fiu pe acea scenă. Și am zis că succes. Da, și am văzut că chiar foarte multă lume mi-a scris pe Facebook că le-a plăcut piesa. Da, și asta m-a motivat oarecum să mai particip încă o dată. A doilea an am participat, eu consider că a fost un succes pentru mine, deși mi-au ajuns foarte puține puncte ca să câștig, dar până la urmă lumea vede adevărul și... vede cine merită. Concursul e un concurs. Da, asta e. Tu ai participat vreodată la concursul Eurovision cu piese scrise de tatăl tău? Pentru că știu că el scrie foarte multe piese din repertoriu. Da, de două deci ori am participat. Chiar atunci când ai obținut locul 2, da? Da. A fost o piesă semnată de tatăl tău. De tatăl meu și anul trecut a fost tot semnată de tata. Doar în acest an am participat cu o piesă semnată de Eugen Doiban și chiar vreau să-i mulțumesc pentru această piesă, pentru că e ceva mult mai diferit de ceea ce am cântat eu, pentru că toți obișnuiesc că dacă este Valeria... Cumva, și atunci tu ai experimentat. Da, am zis.
frumos. Să încerc ceva nou. De ce să cânt doar balade? Să încerc și ceva nou. Ce părere ai avut despre ai despre reprezentanții țării noastre, pentru că ați fost și concurenți? Dar vezi bine ce spui, că ei urmează să intre în studio. Ups, am deschis secretul, sorry. Urmează să intre în studio în clipele următoare și s-ar putea să te audă. Așa chiar, că chiar vreau să mă audă și ei știu că eu i-am susținut chiar când am rămas la dezbateri. Așa. Vreau să recunosc faptul că anul acesta a fost mai cu puțin succes pentru mine și eu asta știu pentru că nu am fost pregătită suficient în comparație cu anul trecut și eu mereu îmi recunosc greșelile și chiar i-am susținut pe băieți, am făcut poze, i-am încurajat, da, le-am zis că sunt foarte buni și chiar am observat acest fenomen că atunci când se câștigă cinstit, parcă și lumea te susține și mergi acolo cu altă dispoziție, pentru că știi că toată țara te susține și toată țara se bucură pentru succesul tău. Deci și tu ești mulțumită de prestația sigur, băieților. Sigur, sunt foarte mulțumită și foarte mândră pentru că vezi, Moldova... Ați trecut testul la această fată frumoasă? Pentru că, mă rog, Moldova este o țară care nu prea o cunoaște lumea. Dar prin muzică, dar uite, datorită muzicii, da. Tu ce ți-ai mai dorit să se întâmple în cariera ta? O, foarte multe. Mi-aș dori, în primul rând, să mai fac multe piese bune și lumea să le îndrăgească, să cunoască versurile pieselor mele. Să le predoneze. Să le predoneze. Da, așa. Mi-aș dori să am cât mai multe concerte, evident. Deci cariera e pe primul plan. Da. E și mai presus decât studiile, așa ai zis mai înainte, sau? Cred că totuși, dar pentru că muzica mi este mult mai aproape. Totul, dar până la urmă totul trebuie de poziționat în viața corect, asta. Corect, de și aranjat, da. Altfel n-ai cum să reușești. Despre viața ta personală, că am vorbit puțin despre muzică, carieră. În viața ta personală ce ți-ai mai dori? Este vreun prinț acolo așa care te iubești, care te aștea? Da, este un prinț pentru că am văzut și câteva poze pe aici. Le-au găsit colegii mei. Răilor. Da. V-ați bătat pe viața fetei. Eu de obicei nu prea postez. Dar... Ia zi cum îl cheamă băiat. Nu vreau să spun. Sorry, nu se spune? Nu. Deci este pur și simplu prințul călare pe cal alb. E ceva serios? Normal că da. Păi dacă am reușit să postez poze. Tu vezi că noi facem și reportaje și trimitem reporterii cu operatorii la nunta voastră să facă reportaj pentru vedete foarte Nu trebuie să grăbim lucrurile. E departe? Îmi dai întrebări foarte așa, știi? Directe. Da, discutăm. Dar tu câți ani ai? 21. 21. Ei, dar pe întrebările sunt buni. Dar tu? Dar tu când te-ai mărit? Eu când m-am mărit? Da, bună întrebare. Dar să știi că pe mine mă tot întrebau până la momentul în care au înțeles că atunci când o să mă mărit, eu o să strig asta în gura mare și o să vă anunț public. De asta s-au cam calmat. Eu zic și eu ca și tine. Oameni buni, noi să ne măritam de la moment potrivit. Acum nu vorbesc doar de iubit. Uh-huh. Zic în general, poate, nu știu, poate vrei o călătorie sau poate vrei... Deci ce ai vrea să se întâmple acolo în casa ta, în sufletul tău, ca să fie bine? Că viața e formată doar din carieră și... Da, sigur. Și cântătură și voie bună, știi? Chiar ai spus de călătorii și automat mi-am dat seama că eu de mică îmi doream să călătoresc în cât mai multe țări, să aflu cultura multor țări, da. Așa că eu consider că călătorile tot ar fi unul din punctele care aș vrea să le am pe viitor. Draga mea, te rog, când pleci, ne ieși pe noi în călătorie. Știi când e cu, dacă pleci, vreau să vin cu tine. Dacă pleci, ia-mă și pe mine. Bine, când te iau și mergem împreună. Ia-mă și pe mine, ia-ne și pe noi, adă-ne poze frumoase aici în studioul nostru. Cu mare drag. Acum o să te rog să ne cânti și ce piesă ai ales pentru astăzi? Astăzi am ales să cânt piesa Freedom, semnată de Eugen Doibani, cu care am participat anul acesta. Da, la Eurovision. Dacă tot e vorba de Eurovision, să fie Eurovision. Te invităm în scenă. Dragi prieteni, rămâneți cu Valeria Pașa. Where did you go? Where have you been? We have been waiting for you all our lives. Now you gave us all, but why did you leave? We start a hook and then we fall. Yes, we were born to try. Why did you
Și în continuare avem vedete pe care le vom salva de secrete, să-și spună ofurile ca să li se elibereze sufletele. Energie frumoasă va fi în acest studio, chiar la momentul în care vom reveni după o scurtă pauză de publicitate.